În conformitate cu prevederile legale, am depus demersul către președinție pentru a anunța demisia guvernului, deoarece asta e norma, că în termen de 3 zile, după votul unei moțiuni în Parlament, indiferent de motiv, aceste moțiuni se depune demersul privind anunțarea demisiei guvernului. Am discutat cu domnul președinte despre perspective, despre proiectele de actualul guvern și care trebuie să fie continuate de către guvernele ulterioare și așteptăm deja decizia dumnealui, cine va numi ca prim-ministru interimar. Nu v-a spus pe cine? Dumnealui trebuie să comunice cu toți vice-prim-ministrii și să iau decizia, asta este procedura legală, deoarece eu personal, în virtutea unei decizii istorice a Curții Constituționale din 22 aprilie 2013, nu pot exercita această funcție, având în vedere formularea de moțiune, așa numitele suspiciuni de corupție, care, repet încă o dată, sunt totalmente false și lipsite de temei. A fost mai repede un moft și un vot politic a cuiva. De ce ea rămâne la discreția viceprim-miniștrilor cu care se va discuta să accepte aceste propuneri sau să nu le accepte și dacă, spre exemplu, teoretic, toți viceprim-miniștrii refuză, atunci ar trebui deja din rândul miniștrilor, la discreția președintelui, să numească un prim-ministru interimar. Domnul Preleț, PLDM va participa la negocieri? Astăzi la ora 16 PLDM nu va participa la negocieri și l-am informat pe domnul Lupu despre acest fapt încă ieri. Noi suntem în proces de consultări în cadrul partidului. Astăzi și mâine vor avea loc ședințele birourilor politici teritoriale. Duminică o să avem un format mai extins, decizional, care se va convoca la Chișinău. După care vom decide, luând în calcul și opinia tuturor membrilor de partid, cum procedăm mai departe. Dumneavoastră, o să rămâneți în politică după această demisie? Eu voi rămâne atâta timp cât partidul nu va fi resetat, nu va fi relansat, nu va fi pregătit pentru noi bătălii electorale. Domnul Lupu a spus că una dintre cele mai mari probleme în Moldovei este actualmente faptul că PLDM nu vrea să participe la reclădirea Alianței de Guvernare. Cum comentați această declarație? Era de așteptat o asemenea turnură demagogică a liniei de conduită politică pe care o are Partidul Democrat în ultima perioadă. Sincer, eu nu credeam că ei își vor apăra cu atâta îndârjire vocina sau sistemul creat, un sistem care a dus Republica Moldova într-o stare totală de captivitate. Noi le-am propus soluții, le-am propus și în iulie ca gradual să scoatem Republica Moldova din captivitate, fără a anunța lucrurile astea public. Le-am propus și acum, noi speram că rațiunea va predomina în aceste circunstanțe foarte dificile pentru Republica Moldova, că vor accepta acel angajament comun de acțiuni și reforme care a fost propus spre discuție, dar observăm că tactica este de a-și apăra sistemul, de a ataca partenerii de alianță și de a nu admite niciun fel de schimbări. Domnul respectiv, Cam, de la discuție a ieșit și doamna Babuc, sau cel puțin de aici. Nu, a fost alt subiect. A avut o temă legată de desfășurarea concertului jubilar a ansamblului Joc. Noi am alocat banii necesari pentru acest eveniment. În ultima ședință de guvern, cred că aici a fost. Vreau să vă întreb dacă înainte de sâmbătă trecută, atunci când v-a sunat domnul Plahotniuc și nu i-ați răspuns, îi răspundeați la telefon? Cât de des vă sunați? Noi n-am comunicat prea des cu dânsul. Am mai avut un episod mai înainte când am avut imprudența să spun niște lucruri mai dure la adresa Procuraturii Generale. M-a telefonat să-mi spună că, uite, ce-ți permiți? Noi parcă am convenit că nu atacăm reciproc pe nimeni și problema nu e în faptul că, mă scuzați de expresie, că dracul este negru. Problema e în faptul că îngerii nu sunt albi. Adică a fost un soi de aluzie că toți cei vizați, inclusiv și eu, pot fi cumva șantajați sau în privința tuturor pot fi invocate anumite acuzații. Ăsta este sistemul creat și eu cred că asta a fost câteva luni în urmă, în iulie, atunci când a depus domnul Gaburici, sau în iunie și-a depus cererea de demisie, când a depus această scrisoare ultimativă referitor la demisia
procurorului, a șefului BNM și a șefului SIS. Șefului de la CNA. Da. Liderii platformei, da, domnul Năstase, spunea că, de fapt, domnul Plahotniuc care exercita și presiunea asupra domnului Timofti pentru că acesta să demisioneze. Nu o să comentez în niciun mod, nu cunosc, pot comenta doar ce mă vizează pe mine personal și discuțiile care le-am avut. Domnul Candu spune că în cel mult 3 săptămâni ar putea fi format un nou guvern. Este real acest termen? Cum vedeți? Probabil au scenariul 1, scenariul 2 cu liberal-democrați, fără liberal-democrați. Ei sunt foarte sofisticați și întotdeauna așa au strategia demagogică de a-și argumenta orice decizie. Deci bănuiți că ar fi un plan la mijloc, de fapt. Dacă au intrat în această aventură politică de a demite un guvern care putea construi o majoritate și fără a fi demis, înseamnă că își asumă toate riscurile și să-și le asume. Din cauza că situația nu este deloc simplă. Și încercarea de a arunca în cârca PLDM-ului eventuale consecințele nu o să o admitem. O să o dezmințim public, fiindcă vina deplină pentru posibilele consecințe și evoluții va aparține în totalitate Partidului Democrat, personalului Marian Lupu și celor care stau în spatele lor. O altă alianță dintre PLDM și celelalte partide din opoziție ar putea exista? În ce sens? La ce vă referiți? PLDM, PCRM, PSRM. E total absurd. Nu. Sigur.